Pentru cine e bine să aprinzi lumânări la Sfânta Biserică? Obiceiuri greșite pe care s-ar putea să nu le știi. Eu aprind două lumânări pentru vii, spune Dan. Una pentru duhovnic, pentru naș de cununie și toți din familia mea și alta pentru cei ce mă vrăjmășesc. Și două lumânări pentru adormiți. Una pentru duhovnici, nașii de botez, pentru tot neamul meu răposat, pentru eroi și pentru cei pentru care n-are cine să se mai roage și alta pentru pruncii avortați. Doamne ajută! Cineva m-a învățat că prima lumânare trebuie aprinsă pentru Sfânta Treime la vii, apoi aprind pentru vii și pentru adormiți. Este corect așa? Părintele Andrei a Atudori Doamne ajută! Ilie Cristian nu există așa ceva, nu se face așa ceva. Nu se aprind lumânări pentru Sfânta Treime sau pentru sfinți. Ar fi un nonsens. Lumânările se aprind pentru oamenii vii și pentru cei adormiți. Atât